multă formă de faca. Salutare YouTube, eu sunt Cristi. Și astăzi revenim cu Mafia 2 după un car de timp. Acesta este episodul cu numărul 11. Am văzut că unii dintre voi mi-a zis: bă, da, Mafia 2 nu mai postezi. Mafia 2 am filmat înainte de bug ca să am mai mult să postez așa, și pe urmă când s-a apropiat bug-ul și am văzut că seria nu este chiar așa de apreciată, am zis: băi, hai să postez mai rar și văd după ce o să fac, eventual îl termin într-un live sau ceva. Dar mulți mi-au cerut: băi, mai postează Mafia 2 și Fallout 3, și o să mai postez Mafia 2 și Fallout 3 dacă voi vreți asta. Fallout 3 oricum o să mai postez, de fapt o să încerc să postez, opa. Bun. Așa, am dat pe silențios, mă rog, am pus pe vibrații. Fallout 3 are o mică problemă, pe scurt, tot dă o eroare când încerc să intru într-un loc. Iar Mafia 2, păi, Mafia 2 să jucăm acum, așa că vă rog să lăsați un like la acest clip dacă vreți să vedeți mai multe episoade din Mafia 2, pentru că n-aveți idee cât de mult motivează like-urile. Bun, hai să stăm și noi acolo, câteva sute, câte vreți voi, nu mai să fie acolo, să vedem. Bun, continue story, oh, shit. Mamă, stai. Ciudat. Parcă se mișcă mai greu mouse-ul. Bun, ultima oară mi se pare că ești send în închisoare. Ok. Chapter 7. M-am început bine. In loving memory of Francesco Potenza. Empire Bay, April 10th, 1951. Ok. Cred că ar trebui să dau puțin mai tare, că nu prea se aude. Da. Ok, bun. Options. God damn it, cât aiure. Audio. 30%. 60%, 50%, 60%. Cred că las la 50%. Da, cred că așa las. Mă rog, o să văd după episodul ăsta. Îmi cer scuze, sper că nu se aude prea tare totuși. Teoretic așa ar trebui să se audă bine. Bun, hai să vedem. God damn it, nu mai e nins, nu mai e nins soare, mă rog, era corect și nu mai e nins, dar hei, n-am mai nins pe aici, totul e frumos, e verde, așa e. Mamă, cum a zbirat aia, zici că... Nu mai zic nimic. Bun. Hai să vedem pe aici. Deschide-te! Tu ce vrei? Doamne, asta zici că e tipul ăla din Spider-Man. Era un tip... Mă rog, șeful lui Peter Parker, parcă. Nu știu cum îl cheamă. Oh, hello! Hey, you break out of jail? Ah, jeez, good to see you in regular clothes and on the right side of the bars again. Welcome home. Come on in, come in, come in. Man, I tell you, lots changed since I went away. Yeah, I guess it has. And hey, it ain't much, but I hooked you up with a nice little apartment, just like you Thanks. Said. Now I got a surprise for you. We're going out tonight to celebrate, and I'm going to introduce you to somebody. Yeah, sounds good to me. You're going to need a little cash so you can get things going again. I got a piece for you, too, if you want it. Ah, here. Always comes in handy. So, what do you want to do now that you're a free man? Hey, what do you think? I want to go back to working with you again. All right. I was worried they might have turned you straight in there. I actually met a lot of people and learned a lot while I was on the inside. I had a much better idea of how things work now. Good thing, because I wasn't exactly sitting around on my ass while you was in there. Don't worry, though. I'll show you the ropes, like always. All right, well, what are we waiting for? Let's go. Jesus, I didn't expect you to be raring to go like this. Okay. But what the hell? Come on, let's go see your new place. Imediat ce ești în închisoare, hai să încercăm să nu intrăm înapoi. Că $200 e bine. Sure, but when you smack up your bicycle, it don't cost a fortune to fix the friggin' thing. Right, all right, I get it. Like an old lady.
Yeah, I sure as hell hope so. And if you ain't noticed, cars are a lot different since you went away. You'll see. Your new place is just down the street, right near the boardwalk. You're gonna love it. Damn, it's good to have you home. I've done pretty good while you were gone. But now that you're out, the sky's the limit. You seen Henry lately? Nah, not for a few years now. You really felt bad about what happened, you know. Okay. What you been up to? We couldn't really talk about much when you visited me. Well, after the shit, Clement... Bă, măcar e bine că Joe l-a mai vizitat pe Vito. E ceva, adică știi măcar arată că îi pasă. Bine. În afara faptului că i-a dat un loc în care să stea și niște bani să se descurce, dar mă rog. Oh, shit. Don't worry. I've been planning this for weeks. That's what I'm afraid of. Planurile lui Joe. Mereu dau rode. Ai, mai vrei să stau și la roșocul. Dacă eu sunt daltonist și nu văd culoarea de la semafor și am văzut că e verde, ha? Ha? God fucking damn it. Bă, cât era? Parcă pe lângă. Bun. Pun limitator, n-are rost să... Scoți, stai. Nu cred că am... Ok. So buy yourself a nice suit. They won't let you in this place look like an ex-con. My kind of place. Bun, deci trebuie să-mi iau un costum și cât de perfect am parcat-o. Cred că e prima parcare de genul ăsta care mi-a ieșit ca lumea în 11 episoade. Hai să zicem că ăsta e al 11-lea. Adică chiar e al 11-lea. Your new apartment is on the top floor. Ok. Ultimul etaj. Goddammit. Okay, here we are. I'm sure you'll find it to your liking. I live in a similar apartment myself. As you can see, it even comes with a telephone at no extra charge. And here's the chiar trebuie să mi arăți, băi. Chiar să mi arăți tot. All the hot water you could ever want. Și dacă nu mă duc cu el, ăsta mai prezintă. And here is the master bedroom. And there is the master's bed. It's comfy. With room enough for two. Holy fuck. And it doesn't squeak. Always a plus in my book. Cât am mai patul? Astea sunt gen două paturi. Puse unul lângă altul. If you have any questions, feel free to ask. Just one question. When do you leave? Now, if you'll pardon me, I have to go and check on another client. Goodbye now. Yeah, see. Ciao. Don't get dressed. Să luăm o bere, totuși. Deci mor de sete. Nu, efectiv și eu mor de sete, dar... Am aici și o sticlă de Dorna. Din păcate am uitat să schimb apa de aseară și nu prea cred că mai e potabilă. Adică mă rog, ar fi potabilă, dar e caldă. Uite o cruce, un calorifer. Mă, să știi că așa am minimul de confort. Ce e asta? 5 de station, ou la radio, corect. Unde e de bar? Uite aici. Bun, ar trebui să-mi iau un costum. Asta e. Bă, altă viață acum. Viață de mafiat. Și tu o să rămâi. Don't let me keep you, sir. I'm sure you have a lot to do and I have to wait here for another client. Dar tu chiar trebuie să aștepți la ei acasă, gen în față. Fuck this shit, mate. Lasă așa, e bun. Cam nașpa că tot trebuie să urc atâtea etaje, dar ne obișnuim noi. Măcar bine că nu mi-a pus și agent vreo 8 etaje. The garage is on the left, around the corner, bla bla bla. Asta? No. Asta au pe ăla, o fi, habar n-am. Stai că nici nu mai știu cum se făcea, deci. S. Bun. M-a fost destul de rapid. Era ceva să mă prindă poliția așa rapid. Ho! Nu mai bine.
Ok, trebuie să am grijă pe unde merg. Ai mă, încerc și eu să merg mai bine. Am tot văzut în ultimele episoade că mi-ați criticat stilul de condus și acum fac, nu. Bine la poliția. Și acum vreau și eu să vă arăt că nu sunt chiar așa de cancer. Aproape că am crezut-o. Ok. Știi, acum nu fără nici mișto. Chiar vreau să nu fac prea multe accidente, cel puțin. Dacă dă mai mult să-ți o stare. Gademe, dacă chestia asta este... E foarte rapidă să-mi bag. Mă rog, ne-a dus la destinație, să sperăm că nu ne calcă nimeni. Oh my god. Pot să sar pe aici, pot să sar pe aici. I'm not your buddy, mate. Nu. Ba da. Jeez, I thought you was gonna be a no-show. Not bad, nice material. Merci. Thanks. Fața ajută mult. What's the plan for tonight? We'll find out. A friend of mine's coming to pick this up. I met him when you was on your little vacation. And show him some respect. He's kind of an important guy. Okay. Oh, yeah? You'll see in a minute. Here he comes. Hey, Joe. Hey, Eddie. Here I am. How's it going? Not too bad, not too bad. What, is your buddy? Yeah, this is my pal Vito. Vito, this here is a good friend of mine, Eddie Scarpa. Nice to meet you, Eddie. Same here, Vito. Okay, fellas, I'm dying for a drink. Let's go. Sincer și eu, deci toată lumea bea, și aș vrea să beau. I had a couple of drinks already. So, you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. He's gonna love it. I fucking hope so. Unless he got into the, funny business and he can't. Hey, what are you two talking about? Don't worry about it. You'll okay. Hey, come on. We might as well tell him now. Hey, you waited this long. We'll tell him in a car. Interesant. Văd că nu știu. Okay. Bănuiesc că n-ar mai fi, adică nu știu, bănuiesc că ar fi momentul să scoate și noi chestia aia, salopeta, nu știu cum se numește, dar cred că așa e. Hey, you know, it would help if you told me where we're going. Head to Oyster Bay. Bun. Chestia asta e rapidă. Deja accelerează numai când apăs pe W, accelerează mai ceva decât cârnatul cu care am venit. What was the one thing you missed the most when you was in the camp? Freedom. Yeah, well, but besides that? Nah, you know, booze, broads, baseball, everything. Now you're getting closer. What, are you guys taking me to a baseball game? Ar fi ceva. We're taking you to the classiest cat house in the city, Vito. Cat house, huh? Wow. Well, you don't sound too excited, Vito. Come on, don't tell me you don't want to have some fun after all that time. Hey, don't worry, Vito. These girls are real professionals. If you forgot how to do it, they'll get you back in shape in no time. Ce oameni ai naibii sunt și ăștia să-mi bag piciorul. We're gonna have a ball. remind me not to drink too much. There's something I gotta take care of later. What's more important than pussy and boobs? You know how it is. Sometimes you gotta do what you gotta do. Hey, Vito, come on, step on it, eh? Ok. O calc. Chestii din alea chinezești foarte tare. Ok, nu mă lua poliția. God damn it. Știi, oare nu fi vreo setare ca să nu mai ia poliția pentru viteză? Ar fi drăguț. Ok. Pa aici. Să vedem. Chiar îmi place... Nu știu cum arată totul împrejur. Îmi place environmentul, că nu vine acum, nu vine în română. Ok. Cam, but...
bătrână asta. Asta e, ok. So I talked to Leo Galati about you, Vito. He said you were a real stand-up guy and he told me all about the shit that Clemente tried to pull on you guys. But between you and me, why'd you get into that line of work? I mean, we all got our reason. Well, because interessant. You know, I don't want to end up like my old man and oh no. Yeah. Look, I figure nobody's gonna help me, so I gotta help myself. You do. Oh, okay. Yeah. Okay. Scramble. So interessant. I work for Carlo Falcone, and we're looking to expand our operation. Joe's been working for us for a while now, and since you're a friend of his, we'd like to extend that offer. Nu știu ce mi s-a părut că se de ceva de afară. Yeah, sure, I'm interested. All right, let's drink to it. Here's to you guys, right. And to a bright future together. Touching down. I can't be drinking too much tonight. I got some business to take care of. Câteva ore mai târziu. Poate mi-au copyright pe melodia asta. Ar fi troll. Carlo's a real smart guy. He's into, you know, astrology. You mean astronomy? Fuck you, you fucking cum dumpster. Sorry, ladies. Looks like I gotta get going. Okay. You fellas ready to go? Ești foarte treaz, bă, băiatule. Chiar o să te descurci în seara asta. Yep, foarte treaz. God damn it. Jocul ăsta clar e foarte interesant. Bun, hai la... Hai că vă conduc eu. Hey, where the hell is my car? Somebody stole it. Hey, call the fucking cops, man. You're staring at it, you lush. Huh? Oh, yeah, good. Hey, where's my keys? Vito's gonna drive. He's the least fucked up out of all us. Oh, da. Yeah! Next time for us, Joe. More pussy, less booze. Ok, ai intrat o dată. Puteți vorbi și din mașină. So, how'd you like the place, Vito? A lot better than playing I just zici in the shower, huh? Ce amuzant. Apreciez gluma. O glumă de calitate. Eddie, you puke? What? I wouldn't puke in my own car. What the hell is that smell then? Oh, yeah, I'm smelling it too. Oh. Must be Frankie Potts. What? That asshole puked in your car? Nah, he's in a trunk. What? What? Hey, it's all your fault, Joey. I told you I had some fucking business to take care of, and you went and got me drunk. Aoleu, avem un cadavru în mașină. Business to take care of me, dead guy in the trunk. Hey, whoa, hey, calm down, Vito. Hey, I spent it. We'll figure something out. What's to figure? All we gotta do is bury the stiff. I already got his spot picked out, up by the old observatory. Got a shovel? Sure. Okay, măcar e același drum. The hole is already dug. All we need to do is chip in and cover him up. Capul meu. Alright, where's this hole? Yeah, a little ways outside of town. There's a path in the forest. Bun. That's where the hole is. Nu mai avem un far. Hurry it up, will
fresh air. The stench back here is fucking killing me. Oricine are un cadavru în portbagaj, nu? Adică ești cu un prieten, el bea și pe urmă îți zice, bă, eu sunt prea beat, condus tu mașina și pe urmă, bă, ce pute așa? Ai un cadavru în portbagaj. Drăguț. Drăguț. Foarte drăguț. His car. Yeah, but that smell, plus the other smell. The only way it could get worse now is if he craps himself. Very good. Oh well. O să scăpăm de cadavru și după ne ducem înapoi la treaba noastră. Wow, cât de chill am zis-o. Da. Am încercat să fac o șmecherie, nu prea mi-a ieșit. Oh well. Ai, mă! Mi-a trebuit mie. Și fii atent că aici am ajuns unde trebuia să ajung, adică aproape. Interesant. Sunt curios dacă pot să... Ok. Oare ar trebui să fac aici un turnaround și să scap de ei? Bun. Vreau să scap de ei și după îmi văd o treabă. Bun, hai înapoi. Mașina nu e urmărită, deci dacă îi vedem nu e nicio problemă. A fost un fel de mic accident. Așa, uite, acum nu am nicio problemă. Hai că am scăpat relativ repede. Și fără prea mult ocoliș. Nu mai eu pot să fac de-astea. Hai de capul meu, mă. Hai, poliție. ...20 la oră limita de viteză? What the fuck is this shit, mate? De dracu am ajuns, mă. Ah, ok, suntem aproape la destinație, mi-am amintesc de zona asta. O să bănuiesc decât că trebuia să... sparg ușa aia. Perfect. Ce frumos arată mașina. Drăguț. Vito, go pop the trunk. Is that a joke? That's great. That's just great. Drăguț, oamenii. God damn it, no shoes. Jesus Christ. Fucking Christ, what the fuck? How long this guy been in here, ready? Just a couple days. You're gonna have to get him out of there, Vito. It's just great. I can't handle the smell. Some fucking welcome home this is. Best, Kerka. Boom! Hey, mother. Hey, here's a hole. Right here. Dump him in. Drăguț. Drăguț, foarte drăguț. Holy fuck. Finally, done. Okay. Now who's gonna bury him? What? I give me a minute to get a hold of myself. Can you just do it? Every time I get a whiff of the guy makes me have to puke. And Eddie's not gonna be any help here either. Whatever. Hey, fellas.
How about a little music, eh? Ce-ai fi stași dracu din gură, poate vine poliția. Good night, sweetheart. Well, it's time. Ah, Doamne. This wasn't supposed to be part of your homecoming party, but it's nice out here, ain't it? I ain't been in the woods for a while. Don't be liking it so damn much after I smack you with this shovel. Aoleu. Aoleu. Asta e așa de bad. Vezi că ți-o repari singur. Și hai că nu trebuie să mă duc așa de departe măcar. Wow. The fuck, mate. Oh my god. This is so, I'm so fucking horrified. Și cântăși cocoșul cu ei. Oh da, îi acompaniază. Mă grăbesc să ajung acasă. Dar voi nu prea ajutați. Oh my fucking god, hai mai repede, man. Bine că n-a văzut poliția. Asta mai lipsea. Hai să nu mai fac eu depășiri din astea așa șmechere. Mă duc și ăla, sigur nu că mai e cineva pe contrasens. O, da. Știu melodia, dar... Da. Adică, de fapt, da. Nu știu chiar așa, dar hei. Hai mai repede, mai am puțin. Oh, goddammit. Cu ăștia nebunesc aici, turbez o leacă. Tur 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 tur. Hai da. Bun, hai că aproape am ajuns. Deja nebuneam. A, dă bine că deja se termina muzica. For fuck's sake. Nu că m-aș plânge că s-a terminat muzica puțin mai devreme. Nu mă înțelegeți greșit. Bun. Și bănuiesc că trebuie să bag în garaj. Ah, merge așa. Not exactly the best way to end the night, huh? But thanks. I owe you one big time. Leave Eddie's car here so he can get home. You're a good man, Vito. I'll settle up with you tomorrow. Hey, you coming in for some drinks? It's 3 in the morning. Shut the hell up. Hey, shut up, you whore. Come on. Look, you had enough, Eddie. Hell, you're going to bed. It. Come on. I'll call you tomorrow, Vito. Good night. Okay. God damn it. The Wild Ones. Drăguț. Începem deja nemaipomenit de bine. Ce dracu? Dacă nu-mi iau una în cap, tot degeaba. What the fuck, mate? Ok!
cam asta a fost tot și pentru episodul ăsta. O să continuăm data viitoare. Dacă vreți să mai continuăm cu seria asta. Eu am fost Cristi. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Vă urez o zi sau seară plăcută în continuare. Și până data viitoare. Bye bye.